Bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit la o emisiune de luni seară, la o nouă ediție a emisiunii Înțelepciune prin Stele. Ca de obicei, vă sunt extrem de recunoscătoare pentru timpul pe care mi l-a acordat să fiți alături de mine, să recepționați toate informațiile pe care eu vi le pregătesc cu foarte multă dragoste și cu speranța că vă ajută să trăiți fiecare zi a fiecarei săptămâni din săptămânile în care ne întâlnim cu mai multă bucurie, cu mai multă înțelepciune, cu mai multă liniște și, evident, cu mai multă pace. Iată-ne, acum suntem într-o seară de luni, aproape de sfârșitul primei luni a acestui an care a debutat destul de haotic, așa, și cu destul de multe provocări din punct de vedere al evenimentelor, atât la nivel de societate, cât și la nivel de viață personală. Încet, încet, de zilele sfârșitului de săptămână, cumva lucrurile au început să se schimbe și se vor schimba într-un ritm destul de accelerat în săptămânile care urmează. Așa cum am zis, deci suntem într-o săptămână care face trecerea dintre prima lună, respectiv luna ianuarie a acestui an, și luna februarie, care vine cu acele două evenimente foarte importante din punct de vedere astronomic, eclipsele de lună și respectiv de soare, care se vor produce în noaptea zilei de 10 spre 11 februarie, cea de lună, și în după amiaza zilei de 26 februarie, eclipsa de soare, respectiv fenomenul de lună nouă. Cu siguranță luna februarie ne va aduce niște evenimente importante și niște răsturnări de situații, atâta timp cât avem unul din evenimente în această zodie a vărsătorului pe axa vărsător-leu și vom avea timp în emisiunea imediat următoare, care va marca începutul săptămânii în care se va produce primul eveniment despre care vorbeam, respectiv eclipsa de lună. Deci săptămâna viitoare, în seara zilei de luni, vom dedica destul de mult timp analizei acestui fenomen astronomic important, dar care se va resimți cu siguranță și cu impact și cu siguranță se va resimți puternic în viețile noastre acest fenomen de eclipsă de lună de săptămâna viitoare. În niciun caz neapărat cu lucruri rele, poate aduce de asemenea și lucruri foarte bune, dar aceste tendințe și predispoziții le vom analiza săptămâna viitoare. Ce ne aduce această săptămână? Această săptămână va fi caracterizată de o explozie destul de puternică a tuturor informațiilor, tocmai datorită faptului că începem săptămâna cu o conjuncție care se destramă, care a avut loc undeva în seara zilei de 29 ianuarie, conjuncția între Mercur și Pluto, și urmează ca acest Mercur să fie lovit cu ghilimelele de rigoare, adică să facă ceea ce se cheamă o cuadratură, deci un aspect dinamic și tensionat cu Uranus, respectiv cu Jupiter, în primele zile ale lunii februarie. Deci, așa cum v-am obișnuit, vom face analiza acestei săptămâni în cadrul ei general, cu toată predispoziția care se resimte la nivel de plan personal și plan profesional, după care vom trece să facem analiza detaliată pe cele 12 semne zodiacale, începând, așa cum v-am obișnuit, cu semnul în care ne aflăm, respectiv cu semnul vărsătorului. Dar pentru că ne plac foarte mult răspunsurile dumneavoastră și la un moment dat o să facem o emisiune în care să o dedicăm cumva răspunsurilor dumneavoastră și să încercăm să facem ceva frumos cu ele, vă provocăm și în această săptămână să ne răspundeți și să vă puneți imaginația la încercare, la o întrebare. Ce considerați că ar trebui să faceți ca să aveți o viață împlinită? Deci, care credeți că ar fi rețeta dumneavoastră de succes, rețeta personală de succes pentru a avea o viață împlinită? Pentru aceasta vă așteptăm răspunsurile prin SMS la numărul de telefon 1331. Întrebarea o veți regăsi pe tot parcursul emisiunii în partea de jos a ecranului și cu numărul de telefon aferent la care puteți răspunde prin mesaj text la această întrebare. Acestea fiind spuse, haideți să trecem la treabă. Deci, analizăm la nivel general această săptămână. Și începem cu această zi de 30 ianuarie, care, așa cum am mai spus, continuă
și se resimte această conjuncție dintre Mercur și Pluto, care s-a produs la 17 grade Capricorn, un grad care predispune la destul de multe avalanșe de frici, temeri care ne pot lua mințile. Da? Deci pentru unii din noi aceste lucruri s-au resimțit destul de grav ieri alaltăieri și poate chiar în cursul zilei de astăzi. Dar pentru cei care au avut tenacitatea să învețe serios, să se preocupe pentru descoperirea unor informații care să le facă lumină într-un subiect care interesează și nu trebuie să fie neapărat un subiect de ordin tehnic, de ordin profesional, ci pur și simplu pentru o temă legată de viață. Deci tot ceea ce înseamnă investigație și tenacitatea de a învăța, acest aspect este extrem de benefic și, spre exemplu, pentru cei care sunt în examene și care sunt în sesiune, care au de pregătit examene sau care au de pregătit lucrări, teze, categoric în aceste zile au învățat cu foarte mult spor și cu foarte multă eficiență, concentrându-se ușor pe ceea ce au de făcut. Atâta timp cât însă ne-am lăsat mintea să ne joace feste, temerile, fricile pot ajunge la un moment dat să ne blocheze extraordinar de mult și poate unii dintre noi au experimentat în aceste zile chiar atacuri de panică. Ziua de 31 ianuarie vine cu niște vești bune. Ne aduce, este o zi ușoară, este o zi care ar trebui să o trăim așa cu oarește bucurie, cu o eliberare de stres, poate să ne aducă pentru unii dintre noi niște vești neașteptate și plăcute, legate de involuții îmbucurătoare ale unor situații, poate chiar încheierea cu succes a unor tranzacții sau chiar afaceri. Dacă vă doriți să convingeți pe cineva de o anume, nu știu, părere pe care o aveți, dacă vreți să transmiteți cuiva o convingere personală și vreți să fiți ascultați, apoi această zi este una foarte benefică să faceți așa ceva. Veți fi foarte ușor ascultați și vă veți găsi cuvintele și starea și veți transmite și emoțiile necesare de așa manieră încât să convingeți persoana respectivă că ceea ce credeți dumneavoastră este un lucru bun. Și iată-ne după aceea într-o zi de 1 februarie. Deci, așa cum am spus, este o lună februarie care, cel puțin din punctul meu de vedere, cu siguranță va aduce niște răsturnări de situații, atât pe plan al societății, cât și pe planul personal. În primul și în primul rând, datorită acestor fenomene care sunt extrem de puternice, atât la nivel astronomic și în viața de toate zile. Nu pentru toată lumea, însă, se vor simți la fel de puternic. Așa cum am mai spus, ziua de 1 februarie începe cu această cuadratură la 21 de grade berbec, respectiv Capricorn, între Mercur și Uranus. Ce aduce ea? Păi aduce în primul rând neînțelegeri și probleme, lipsă, întârzieri în comunicare sau pur și simplu o totală blocare a comunicării. Este foarte important ca în această zi și în zilele imediat următoare, în zilele de 2-3, să încercați să gestionați corespunzător și corect stresul pe care vi l-ar genera o răsturnare de situație pentru un plan pe care l-aveați pentru ziua respectivă. Ea poate să vă aducă o turnură neașteptată a unor situații care până la momentul 1 februarie mergeau într-o anumită direcție și lucrurile se schimbă brusc într-o cu totul altă direcție. Încercați să nu fiți foarte tensionați, încercați să nu vă enervați foarte tare, pentru că este clar că este o zi cu o activitate mentală extrem de intensă și nu neapărat foarte bine focusată pe subiect, nu foarte ușor de concentrat atenția pe ceva anume. La nivel de astrologie mundană, această quadratură poate aduce însă și accidente în trafic, tocmai datorită acestei activități mentale intense și o lipsă destul de acută a atenției și o putere de concentrare redusă, se pot produce în această zi accidente importante de trafic atât la nivel rutier cât și aerian. Sau poate pur și simplu să se creeze un haos în tot ce înseamnă probleme de trafic. Iată că în ziua imediat următoare, așa cum am spus, Mercur va face o cuadratură cu Jupiter, de data aceasta la 23 de grade, pe semnele Capricorn, Balanță. Totdeauna unde este Jupiter este prea mult și atunci aceste zile de început de februarie cu siguranță ne vor aduce tot felul de informații tendențioase, uneori puțin exagerate sau poate chiar total nefondate.
Și evident, această cuadratură poate să aducă exagerări în declarații. Însă poate aduce, pe de altă parte, niște vești importante despre descoperirea unor fraude, care acolo avem un Jupiter în balanță, vorbește mai ales de fraude din punct de vedere economic-financiar, sau relevarea unor secrete. În general, și pentru planul personal, dacă aveți de-a face cu informații și trebuie să gestionați informații primite de la alții sau din alte surse decât cele pe care le știți a fi, dar chiar și de acolo e bine să le verificați. Deci, recomandarea este ca în aceste zile de început de februarie să verificați pe cât posibil sursa informațiilor, mai ales dacă aveți de-a face cu informații care să stea la baza unor decizii importante legate de viața dumneavoastră, chiar dacă este personală sau profesională. Ce se schimbă în cursul acestei săptămâni important? Păi Venusul, această planetă care guvernează atât valorile, iubirea, cât și deci banii și iubirea, trece din semnul peștilor, într-un semn în care nu se simte bine, într-un semn al berbecului, însoțind astfel și planeta Marte, planeta roșie, care deja se află acolo, intrată de la sfârșitul săptămânii trecute, și mai avem acolo și un Uranus. Și iată cum din 3 februarie încolo vom avea o aglomerare de planete în această zonă a berbecului, a inițiativelor, a curajului. Evident că această planetă a iubirii într-un semn de foc, care nu prea are răbdare, nu va aduce neapărat lucruri foarte bune, dar pentru că acolo îl asistă îndeaproape pe Marte, ne așteptăm ca viața amoroasă să cunoască o înflorire spectaculoasă, mai ales pentru semnele care sunt de foc. Berbec, leu, respectiv săgetător. Acolo chiar vor fi niște explozii serioase și niște trăiri intense și pasionale pe planul poveștilor de iubire și a vieții amoroase. Ce mai urmează în cursul acestei săptămâni? Sunt niște configurații care pot aduce în prim plan, mai ales la sfârșit de săptămână, moartea unei celebrități sau chiar a unei persoane dintr-o anume familie regală. Nu înseamnă că această persoană trebuie să fie obligatoriu femeie, ci pur și simplu poate să apară această moarte bruscă și neașteptată a unei persoane celebre. Sfârșitul de săptămână și începutul săptămânii viitoare este caracterizat de fenomenul de staționare și începerea mersului retrograd al Marelui Benefic, respectiv al lui Jupiter, care va începe acest lucru de la 23 de grade balanță. Vestea bună pe care o aduce staționarea și retrogradarea lui Jupiter este că ne va face mai cumpătați în cheltuieli. Asta este primul lucru pe care îl vom resimți. Vom fi mult mai realiști, ne vom inflama vis-a-vis de posibile cheltuieli sau decizii care să implice cheltuirea unor bani în exces. La aceste decizii vom gândi mai mult și nu le vom mai lua chiar atât de mare, chiar atât de la impuls. Chiar dacă nu se va menține această bună practică chiar toată perioada lui de retrogradare, o să vedem de ce la momentul când va fi cazul. Oricum vom fi dominați de ceea ce se cheamă înclinații artistice, vom fi creativi, vom dori să înfrumusețăm cel puțin spațiile imediat spațiile în care ne desfășurăm activitatea și chiar dacă ne referim chiar și la birou și la casă. Adică locurile în care ne desfășurăm cel mai mult activitatea ne vom dori în această perioadă care urmează să fie înfrumusețate, să fie frumoase, să fie mai frumoase ca de obicei și vom face și demersuri în acest sens. Cu siguranță, în perioada de retrogradare a lui Jupiter, vom afla și de revenire asupra unor tranzacții economice și financiare, dar acest lucru îl vom analiza atunci când va fi cazul. Așa cum v-am obișnuit, pentru această săptămână, 30 ianuarie, 6 februarie, vom vorbi și despre poziția lunii pentru fiecare din aceste zile, pentru calupurile de zile în care ea se află într-un anume semn și ce reprezintă ea. Așa cum bine știți, luna nouă s-a produs la sfârșitul săptămânii trecute, respectiv pe 28 ianuarie, deci luna se află încă în creștere,
ceea ce pentru noi este benefic să facem tot ceea ce ține de tonifierea corpului, a organismului nostru, să mâncăm puțin, dar să facem sport mai mult, să facem tot felul de acțiuni și demersuri care să ne sporească starea de bine. Da? Deci acestea sunt acțiunile benefice. Zilele de 30 și 31 ianuarie sunt caracterizate de opoziția lunii în pești. Peștele guvernează ca regiunea corpului laba, piciorului și călcâiul. Aceasta este o porțiune de corp, poate pentru unii insignifiantă, dar pentru, spre exemplu, medicina tradițională chineză, laba piciorului are o hartă a tuturor organelor din corp și atunci pentru un masaj în aceste zile ne va încărca de o stare de bine extraordinară. Dacă este ceva benefic, este să facem acțiuni de prevenire și terapeutice pentru tot ce înseamnă zona aceasta corpului, dar sunt de evitat operațiile chirurgicale pentru această zonă. Luna în pești, pe de altă parte, ajută ca tot ceea ce intră în organism să se resimtă mult mai puternic și atunci aveți foarte mare grijă ce tipuri de alimente consumați, cât alcool consumați, ce nicotină. Chiar și medicamentele au un efect mult mai puternic în aceste zile. Deci, așa cum v-am mai zis, pentru aceste două zile sunt foarte benefice și vă vor încărca și de energie și vă vor da o stare de bine. Masajele în talpă, ceva ce ține de reflexoterapie. Zilele de 1 și 2 februarie sunt caracterizate de poziția lunii în berbec. Acest semn guvernează regiunea capului până undeva sub nas. Oricum, ne așteptăm ca, cel puțin din punct de vedere al vremii, aceste zile să fie mult mai călduroase decât restul care le-au precedat. Evident că tot ce înseamnă acțiuni preventive și curative pentru această regiune a capului, care înseamnă inclusiv ochi și nas, sunt mult amplificate, dar sunt de evitat operațiile chirurgicale în această zonă. Ce este caracteristic pentru această poziție de lună în berbec este că stăm destul de prost cu răbdarea și ne enervăm foarte ușor, iar dacă nu ne tratăm în mod regulat corpul cu destul de multă considerație, ne putem trezi ca în aceste zile să avem niște dureri de cap și niște migrene care să ne semnaleze faptul că nu ne ocupăm așa cum ar trebui de corpul nostru. Zilele de 3 și 4 februarie trec într-un alt registru cu lună în Taur. Taurul guvernează regiunea maxilarelor și gât, respectiv dinții, maxilarele, urechile, laringele, corzile vocale, faringele, gâtul și nu în cele din urmă glanda tiroidă. Zile în care putem fi foarte ușor încăpățânați, este evident că tot ceea ce vom face ca tratamente preventive și terapeutice pentru aceste zone sunt mult amplificate, dar sunt de evitat operațiile chirurgicale pe unul din aceste segmente ale corpului. Ce este interesant de menționat este că este bine să le protejăm, spre exemplu, să ne protejăm urechile, să ne protejăm gâtul în aceste zile, pentru că altfel ne vom trezi cu niște afecțiuni căpătate ca urmare a unei epidemii, lucru care nu este neapărat adevărat. Săptămâna se termină și ne vom revedea pe o poziție a lunii în semnul gemenilor, care el guvernează umerii, brațele și mâinile și parțial activitatea plămânilor. Deci, ele sunt zile caracterizate de o activitate mentală intensă, mintea zboară cu ușurință la un subiect la altul, nu ne concentrăm foarte bine. Este evident că orice facem benefic pentru mâini și brațe și umeri în aceste zile va fi cu un efect dublu, poate chiar triplu ca beneficiu, însă nu este bine să facem operații în aceste zone. Acestea fiind spuse și făcând analiza săptămânii la nivel general, haideți să trecem să vedem ce se întâmplă pentru fiecare din cele 12 semne în această săptămână și în acest început de februarie. Începem, așa cum v-am obișnuit, cu semnul vărsătorului. Ei sunt încă sub influența acestei luni noi care s-a produs pentru ei în casa întâi. Deci au la dispoziție încă această săptămână toată în care să facă lucruri pentru ei înșiși. Și poate că această configurație de la acest moment de timp îi ajută să fie mult mai curajoși decât au fost vreodată, să-și înducă la îndeplinire ceea ce
doresc să devină ei înșiși, care doresc să devină noua lor imagine. Poate că, doamnă fiind nativă vărsător, la un moment dat am visat la o tunsoare, la o anumită culoare de păr la care n-am avut curaj să apelez sau să o realizez, acum este momentul să o fac. Evident, și pentru domn este același lucru legat de o ținută vestimentară sau eu știu ce își doresc să facă pentru exteriorul lor, ca altfel să-și sporească nivelul de stimă și încredere în propria persoană. Evident că sunt avantajați cei care au curaj, cei care au curaj să încerce ceva nou. Dar într-o perioadă ca aceasta, chiar și cei care sunt mai timizi de felul lor pot fi de nerecunoscut prin abordări neobișnuite și foarte curajoase a unor lucruri noi, a unor situații noi sau pur și simplu prin acceptarea în viața lor a unor oameni cu niște tipologii pe care până la momentul ăsta de timp nici nu s-ar fi gândit să îi aibă în preajmă. Este foarte bine de știut că odată cu 3 februarie, când acea planetă Venus trece în semnul berbecului, alăturându-se lui Marte și lui Uranus acolo, activitatea vărsătorilor se va muta în zona comunicării. Deci vor fi dornici să vorbească, vor fi dornici să socializeze, vor fi dornici să se întâlnească cu cât mai mulți oameni, să fie tot timpul pe drumuri. Vor avea și o activitate intensă a minții pentru tot ceea ce vor să facă pe partea de planuri. Vor putea lua decizii cu foarte mare ușurință și își vor crea cu siguranță suficient de multe contacte noi care să-i ajute în promovarea activităților personale sau profesionale. Ceea ce se cheamă networking. Deci vor fi foarte activi din punctul acesta de vedere al socialului și chiar le este recomandat să nu stea într-o zonă de solitudine, că slavă Domnului beneficiază de această energie a soarelui în propriul lor semn. Comunicarea poate nu este neapărat foarte bine realizată în această săptămână. Încă Mercurul se află în casa 12-a la el, într-un semn al sobrietății și al gravității și nu vorbesc cu foarte multă ușurință. Este bine să-și asculte mai mult instinctul și să nu fie receptiv chiar la toate informațiile pe care le primesc, pentru că nu toate sunt cu siguranță adevărate. Pentru cei care sunt într-o relație pe termen lung, pentru cei care sunt căsătoriți, cu siguranță fac planuri împreună, fac strategii de vacanță, sunt într-o efervescență de idei și de planuri, atât pentru ceea ce privește partea de casă, de vacanță, de timp liber și așa mai departe. Însă cei care sunt singuri au foarte mari șanse să întâlnească pe cineva în aceste evenimente de socializare pe care le pot face, eu știu, în imediata vecinătate a spațiului în care locuiesc, al localității sau pur și simplu într-o deplasare scurtă alături de niște prieteni. Un lucru pe care vrem să-l avertizăm pentru vărsători este că dacă au de rezolvat probleme de tranzacții financiare, este bine să o facă până în data de 3 februarie, pentru că l-au pe Venus acolo, în casa a doua și cu siguranță asta le poate spori veniturile prin tot ceea ce fac ei ca negocieri financiare. Nu uităm în ultimul rând că din 3 februarie, pentru cei care au frați surori, cu siguranță vor dori să petreacă mai mult timp cu ei și să afle cât mai multe vești despre ei, despre viețile acestora și să și petreacă momente frumoase împreună. Trecem mai departe și vorbim despre pești. Peștii sunt într-o postură în care sunt încurajați destul de mult să se odihnească. Ei au avut acest fenomen de lună nouă în casa 12-a, deci într-un fel sau altul lor le sunt benefice retragerile, le este foarte benefic dacă vor să se pună în slujba altora, să facă voluntariate sau pur și simplu să petreacă timp singuri în meditație, în solitudine, încărcându-și mai mult bateriile pentru săptămânile mai încolo, în care vor deveni vedetele zodiacului. Este bine să-și sondeze subconștientul, să afle cât mai multe lucruri despre ce au ei ascuns acolo, să își evalueze chiar și relațiile în care se implică și cum se implică.
Este de recomandat pentru cei care au de gestionat o boală care e mai lungă și cronică, o boală care le dă bătaie de cap. La acest moment de timp pot începe un alt tratament, poate chiar revoluționar, sau nu neapărat să renunțe la un tratament clasic, ci să adauge tratamentului pe care deja îl au o terapie alternativă care le-ar da o stare de bine în foarte scurt timp. Din 3 februarie, pentru ei au o aglomerare de planete în casa banilor și atunci categoric vor apărea și oportunitățile de a face mai mulți bani și în același timp și de a-i cheltui. Cum în această configurație vom avea de a face la un moment dat și cu planeta neașteptatului și a deciziilor bruște Uranusul, este posibil să afle ceva secrete, chiar informații prețioase de la un prieten despre o afacere, o posibilă afacere pe care să o încheie săptămânile următoare sau detalii importante legate de situațiile pe care, care se desfășoară cumva în spatele scenei la locul de muncă, acolo unde activează. Cu siguranță aceste informații sunt pentru cei care sunt, eu știu, pe cont propriu sau au afaceri personale, să le poate utiliza cu scopul de a-și spori veniturile, deci informații prețioase. Cu siguranță nu stau foarte bine la capitolul dragoste, așa cum am spus, nici nu au foarte multă energie și sunt interesați și de tranzacțiile financiare, dar dacă au discuții cu prieteni și sunt destul de interesați în această perioadă să-și petreacă timp cu prietenii, să aibă foarte mare grijă la tipurile de informații pe care le primesc de la aceștia, pentru că unele pot fi extrem de false. Luăm o scurtă pauză și revenim cu analiza săptămânii pentru celelalte semne. Am revenit și am revenit cu analiza săptămânii 30 ianuarie 6 februarie ca predispoziție astrală și am rămas la zodia berbecului. Pentru berbec începem să vorbim despre vești bune, vești chiar extrem de bune, tocmai datorită faptului că această lună nouă pentru ei s-a produs în această casa 11-a care vorbește de prieteni, prietenii adevărate, de vise împlinite, de speranțe, de dorințe foarte mari care se materializează în scurt timp. Ei beneficiază de ajutorul lui Venus, care îi va face deosebit de șarmanți și atrăgători și nu numai atât, îi va face să beneficieze de ajutorul partenerului de viață pentru cei care sunt într-o relație pe termen lung și au așa ceva, deci partenerul, partenera de viață le va fi foarte alături în toate demersurile acestea care țin de niște obiective înalte, de niște dorințe de ale lor pe care și le doresc transpuse în realitate, în viața cotidiană. În viața cotidiană. Au foarte multă energie și chiar trebuie să aibă foarte mare grijă că această energie, pe măsură ce înaintăm în cursul acestei săptămâni, tinde să fie destul de în exces chiar. Și atunci tot ce este foarte mult evident că nu este benefic și poate pot ajunge să se accidenteze dacă nu sunt atenți și dacă nu încep să facă ceva constructiv cu această energie. Zilele începutului de săptămână, zilele acestui început de săptămână pot aduce pentru berbeci sau nativi care știu că au ascendent în berbec, vești contradictorii din zona carierei sau despre oamenii cu care lucrați și sunt în poziții de autoritate, deci nu colaboratorii, ci șefii dumneavoastră, mentorii care vă inspiră în niște lucruri pe care le faceți. Atenție la surse pentru că puteți fi conduși pe niște piste false. Există în jurul dumneavoastră așa zisi oameni de bine care vor să vă îndepărteze de la o posibilă realizare pe care o aveți. Aveți grijă că acolo puteți stârni niște invidii și răutăți care nu vă vor ajuta să vă împliniți aceste dorințe și vise pe care la acest moment de timp lucrați. Oricum, recomandarea este să fiți sociali, să fiți sociabili, să socializați cât mai mult și
dacă se poate, atât pe plan personal cât și pe linie profesională, pentru că fie veți găsi grupuri de oameni cu care să vă împliniți visele pe linie profesională, fie pur și simplu veți avea niște rezultate extraordinar de bune din punct de vedere financiar pe propriul dumneavoastră, pe propria dumneavoastră afacere, dacă sunteți într-un brand personal. Oricum, toate inițiativele personale vă sunt extrem de benefice în săptămâna care urmează și mai ales din 3 februarie începând și în săptămâna cealaltă. Lucrați la vise și la idealuri, mai ales pe termen lung, pentru că aveți această capacitate să le definiți și să le definiți și planul de atingere. Trecem mai departe și vorbim despre Taur. Taurul este beneficiarul unui fenomen de lună nouă în casa 10-a. Ceea ce înseamnă că pentru ei rămâne în prim plan cariera, drumul vieții legat de actualul job sau de un posibil job sau de foarte multe proiecte pe care le doriți materializate în zona carierei. Evident că nu toată lumea care este într-o poziție de autoritate vă va fi întru totul de acord și acolo este foarte posibil să întâlniți tot felul de obstacole și întârzieri din partea acestor oameni. Pentru ajutorul unor persoane importante, deci tot ceea ce înseamnă zonă de persoane importante și influente care vă pot ajuta în sprijinul materializării acestor proiecte sau chiar să vă ajute în promovarea carierei sau afacerii personale, puteți beneficia, dar numai târziu de 3 februarie. După care, din 3 februarie încolo, cei care sunt Taur sau nativi cu ascendent, oricărei zodii, nu contează, care știu că au ascendent în Taur, vor intra oarecum într-o zonă de con de umbră. Pentru că aceste planete pentru ei se vor afla în casa 12-a, nu le va face posibilă utilizarea cu succes a energiei fizice. Vor fi destul de obosiți, vor dori să petreacă timp singuri, departe de lume și să se încarce cu energie din liniște. Lucru care contravine cumva dorinței de a promova pe planul carierei. Cei mai avantajați sunt cei care sunt într-o relație de cuplu și în care își pot permite în zilele imediat următoare o retragere, câteva zile de concediu în care să petreacă momente extraordinare de intimitate departe de ochii lumii. Dacă însă sunteți singuri, nu este neapărat un moment al iubirii. Deci nu contează că sunteți bărbat sau femeie, în această perioadă este bine să aveți grijă un pic de energia dumneavoastră, de visele dumneavoastră, să încercați să vă să lucrați chiar singur dacă se poate, pentru că persoanele din jurul dumneavoastră vă pot secătui destul de ușor de puțină energie pe care și așa nu o aveți la acest moment de timp. Oricum este bine să fiți atenți la vise, pentru că veți avea niște revelații extraordinare. Este un tip de creativitate maximă și dacă este totuși un moment prielnic pentru această săptămână, un domeniu prielnic, acesta ar putea să fie domeniul banilor, pe care îi puteți spori fie printr-un contract cu cineva din străinătate sau chiar cu străinătatea, cu o firmă, cu un colaborator din străinătate, fie ca urmare a unei acțiuni demarate în justiție. Dacă acolo se termină ceva sau chiar există premisele să se termine favorabil, de acolo vă pot veni banii. Trecem mai departe și vorbim despre gemeni. Gemenii sunt în continuare într-o săptămână în care sunt filozofi, sunt aventurieri, sunt dornici de a-și depăși limitele și acum se adaugă și posibilitatea de a face aceste activități împreună cu prieteni, cu prieteni dragi, care unii poate sunt deja, unii sunt pe cale să devină prieteni, niște cunoștințe pe care și le-au făcut în săptămânile trecute și care acum îi avansează la rangul de prieteni. Să nu uităm că această casa nouă înseamnă și studii înalte, ceea ce pentru gemenii care sunt în permanență curioși și dornici să-și extindă mintea poate fi un moment prielnic să decidă asupra unei forme de învățământ care să o sporească sau chiar să o termine. Favorabilă publicării de lucrări, fie că au terminat de scris o carte, fie că își termină o teză de doctorat sau fie că au ceva de publicat, este un moment extrem de benefic. Evident că benefice sunt mai ales călătoriile. Deci dacă își doresc să călătorească, acum este momentul sau chiar pot pune bazele unei călătorii
pe care să o efectueze, eu știu, în perioada de vacanță, concediu, când pe care o să o aibă ulterior. Atenția trebuie să concentrează doar pe gemenii care știu că au ceva probleme cu justiția, deci problemele legale, acestea pot fi în prim plan și le pot da destul de multă bătaie de cap. Ei sunt interesați de probleme care sunt dincolo de aparențe. Pot avea o săptămână în care să fie dornici să exploreze zone oculte, da? Să citească despre ezoterism și tot felul de altfel de științe care nu le-au solicitat atenția până la acest moment de timp. Mai mult decât atât, pot să-și găsească un partener cu posibilități financiare dacă au un proiect pe care vor să-l vadă pus în practică la acest moment de timp, și ziua de 3 februarie este una extrem de benefică. În ceea ce privește partea de dragoste, cei aflați într-o relație de cuplu, cu siguranță gemenii vor fi inițiatorii unor aventuri și unor călătorii, evident împreună cu prietenii comuni, iar pentru cei singuri, dacă vor avea energia necesară să petreacă alături de prieteni și să facă tot felul de aventuri împreună, cu siguranță vor întâlni, există posibilitatea de a întâlni brusc și neașteptat o iubire în cercul acesta de prieteni sau prin prietenii pe care deja îi au. Trecem mai departe și vorbim despre rac. Racul a beneficiat de o lună nouă în casa 8-a, ceea ce nu e un lucru chiar foarte ușor de dus, pentru că sunt caracterizați de intensitatea trăirilor și o mare dorință de transformare a rutinei de zi cu zi, însoțită, bineînțeles, de o mare dorință de succes. Este un foarte bun moment al demarării unei noi afaceri, să fiți canalizați pe tot ce înseamnă proiecte de carieră, proiecte de job. Este un lucru, au energie în acest sens, au și șanse și au și succes, însă ce își doresc din partea partenerului, partenerei de viață, un mult sprijin și ca ei să se comporte ca un partener responsabil și să-i susțină în aceste demersuri. Ca urmare, dacă au niște discuții în acest început de săptămână și chiar în prima parte a acestei săptămâni, discuțiile racilor pot fi cu acest partener de viață, partenerul, partenera de viață, care le poate reproșa că nu se implică într-un mod suficient sau într-un mod echitabil între problemele de serviciu și cele de casă. Dar atâta timp cât vă așezați la masa tratativelor și puteți discuta cu amabilitate fără să vă pierdeți răbdarea că sunteți într-o zonă destul de intensă, puteți găsi niște soluții deosebit de constructive, ba mai mult decât atât, vă recomand să faceți acest lucru, pentru că veți constata cu bucurie că acest partener, parteneră de viață pe care o aveți, vă poate ajuta fie degrevându-vă de problemele practice de acasă, fie chiar ajutându-vă să duceți la bun sfârșit proiectele profesionale. Este important să aveți atenție și cu părinții, șefii, mentorii sau alte figuri pe care le considerați autorități. Trecem mai departe și vorbim despre leu. Leul este a doua zodie de foc care beneficiază odată cu ziua de 3 februarie de această energie uriașă a lui Venus combinată cu Marte în semnul berbecului, astfel încât viața amoroasă acestora și viața de zi cu zi să cunoască un exces de pasionalitate și dorință de viață, așa o bucurie de viață dusă la extrem. Ei au avut această lună nouă din 28 ianuarie în casa partenerilor, în casa partenerilor, în tot ce înseamnă parteneri pe plan profesional sau particular, au fost luate cumva la puricat și la tranșat, dacă sunt sau nu mai sunt benefice pentru ei în perioada imediat următoare. La acest moment de timp, ei însă pot fi foarte interesați de problemele lor de semnătate, fac demersuri în acest sens. Atenție însă că informațiile pe care le primesc despre posibile probleme de sănătate pot fi puțin exagerate sau chiar eronate, lucru care îi poate duce într-o zonă de ipocondrie, să exagereze. Însă, dacă își vor concentra atenția pe deplasările în străinătate, pe călătorii, pe tot ce înseamnă dezvoltarea proiectelor de muncă
apelând la parteneri străini, acestea le pot fi deosebit de benefice. Pot învăța cu ușurință, eu știu, o limbă străină sau își pot împlini un vis legat de un loc în care visează de foarte mult timp să ajungă. Din punctul de vedere al iubirii, că tot vorbeam acolo de o posibilă exacerbare a vieții acestea amoroase, pentru cei care sunt într-o relație de cuplu, la acest moment de timp pot stabili itinerariul de vacanță sau chiar să-și ia vacanță și să dorească să plece într-o călătorie cât mai lungă și într-un loc cât mai exotic și îndepărtat. Mai ales că unii dintre ei sunt beneficiarii unei posibile căsătorii curânde, ca urmare a acestei luni noi. Pentru cei care sunt singuri, însă, le sunt deosebit de benefice călătoriile, pentru că într-unul din asemenea drumuri pot întâlni o persoană care să le aducă fluturași în stomac. Trecem mai departe și vorbim despre fecioară. Fecioara este într-o perioadă de care desfășoară lucruri practice, lucruri legate de sănătate, lucruri legate de munca de zi cu zi. Ei au avut această lună nouă în casa a șasea, deci sunt preocupați de cum să-și facă munca mai bine și cum să-și întărească tot ceea ce înseamnă starea lor de bine și de sănătate. Din 3 februarie, faptul că vor avea o aglomerare de planete pe casa 8-a, asta le aduce un plus de energie pentru transformările pe care deja vor să le facă. Chiar dacă sunt extrem de intense, vom putea vedea în următoarele 2 săptămâni multe din fecioare transformate complet și cum cel mai la îndemână și cel mai simplu de observat este schimbarea poate la nivelul fizicului. Vor putea slăbi frumos niște kilograme combinat cu niște exerciții fizice, vor avea un fizic de invidiat. Și cum tot ceea ce fac acum își măresc veniturile, pot avea un nou job cu șansă de a fi mult mai bine plătit sau poate chiar pur și simplu acolo este atenția și concentrarea lor. Cum să facă să obțină joburi mai bine plătite și să-și sporească veniturile, mai ales prin asocieri. Trecem mai departe și vorbim despre balanță. Balanța este într-o perioadă în care se distrează, în care are parte de mult romantism și de multă voie bună. Ei sunt cu luna nouă în casa 5-a, deci sunt creativi, sunt șarmanți, se simt bine cu ei înșiși și asta se vede mai ales în relațiile cu ceilalți, pentru că sunt mult mai dornici de concesii. Cu siguranță vor petrece mult timp cu iubitul, iubita și pentru că toate aceste planete de personale care vorbesc despre iubire se mută la ei în casa parteneriatelor, este foarte posibil să-și dorească să se mute împreună cu iubitul, iubita sau pur și simplu să aibă o perioadă în care să stea pur și simplu împreună testând o eventuală căsătorie pe care și-o doresc sau chiar să se căsătorească. Atenție că unele dintre balanțe pot lua în discuție chiar și posibilitatea achiziționării unei case împreună cu iubitul, iubita și ei să fie inițiatorii acestui proiect. Trecem mai departe și vorbim despre Scorpion. Scorpionul este într-o perioadă care poate pentru unii dintre ei să fie destul de încercată. Cu această lună nouă în casa a patra, casa a casei și a familiei. De ce? Pentru că au foarte mult de muncă. Atât au de muncă acasă, cât au de muncă și în zona aceasta de familie. Sunt dornici să petreacă mai mult timp cu familia, sunt dornici să demareze proiecte noi legate de casă, dar, din păcate, sarcinile de serviciu sunt foarte mari, sunt destul de extenuați acolo și pentru ei este o problemă de conflict interior cum să gestioneze aceste relații. Însă pot apela la ajutorul partenerului de viață. Dacă au așa ceva, un partener, parteneră de viață, să petreacă puțin timp liber într-un mod constructiv. Și atunci, eu știu, pot duce să facă sport împreună sau pot experimenta gătit împreună pe o dietă care să le asigure o stare de bine. Este foarte clar că scorpionii sunt curioși, sunt cu minte activă, făcându-și cunoștințe foarte ușor. Este bine să-și asculte intuiția și sunteți foarte buni la vă defini obiectivele pe termen lung, singuri sau împreună cu partenerul de viață.
Mergem mai departe și vorbim și despre săgetători. Săgetătorul este cel al treilea semn de foc care va beneficia de această energie formidabilă a Venusului combinat cu Marte în semnul berbecului și pentru ei va urma o lună poate cea mai romantică și mai frumoasă a anului din punct de vedere al creativității și al posibilității manifestării iubirii în viața lor. Este foarte clar că pentru ei, odată cu venirea zilei de 3 februarie, este imposibil să fiți singuri. Este clar că sunteți trași în toate părțile de cunoștințe, de prieteni, de un telefon care sună într-una, mesaje care vă vin de pe peste tot. Cu atât mai mult cu cât veți fi într-o perioadă extrem de romantică și creativă, este foarte bine să dați curs la cât mai multe din aceste invitații. Important este să ajungeți să nu vă extenuați și să puneți să dați prioritate lucrurilor cu adevărat importante, amânând pentru celelalte. Mai sunt săptămâni și, așa cum v-am mai spus, luna februarie toată se anunță romantică și foarte frumoasă pentru nativii din Săgetător sau pentru cei care știu că au ascendent în Săgetător. În rest, ei sunt atât de creativi încât pot face practic bani din orice și atunci intră în contact cu oameni ușor, își pun la bătaie competențele, dorința de muncă și lucrurile nu sunt decât foarte frumoase în această săptămână pentru nativii din Săgetător. Ajungem la ultimii, dar nu la cei din urmă, Capricornul. Capricornul care este în continuare preocupat de partea financiară, de bani și de modul în care pot produce mai mulți bani. Chiar dacă energia lor este extrem de mare și puternică și își doresc să petreacă destul de mult timp cu acasă și cu cei din familie, ideile le pot veni discutând cu ei. Atenție foarte mare că e foarte posibil Capricornii să aibă o perioadă în care să nu aibă o manualitate foarte mare, deci sunt mai stângași de felul lor și atenție că pentru că acest Mercur este în continuare în semnul dumneavoastră, puteți fi destul de fixiști în ideile pe care le aveți în conversațiile cu ceilalți și puteți sfârși prin a vă certa. Încercați să fiți maleabili, încercați să discutați frumos, chiar dacă aveți o grămadă de idei, mai ales din 3 februarie încolo, de a vă înfrumuseța casa. Așa cum am spus, existând poate și posibilitatea de a avea mai mulți bani să vă împliniți aceste proiecte. Din punct de vedere al dragostei, este foarte bine pentru unii dintre Capricorni să constate că își vor dori să îmbine relația de iubire cu familia și atunci este foarte clar că își vor dori poate să se mute împreună cu iubitul, iubita sau vor dori să prezinte persoana dragă din viața lor, familiei de origine și chiar să organizeze ceva evenimente împreună. Acestea sunt informațiile pe care le avem la dispoziție din planul astral pentru a trăi frumos și înțelept în cursul acestei săptămâni. Vă urez să trăiți frumos, să trăiți înțelept, să trăiți cu bucurie și în iubire. Vă mulțumesc încă o dată că îmi sunteți alături și vă aștept cu drag mesajele și propunerile pe care le aveți pentru această emisiune. Ca de obicei, mulțumim foarte mult colegilor din redacție și acestei televiziuni de suflet care ne pune în contact și vă urez să ne vedem bucuroși voioși într-o zi de luni a zilei de 6 februarie, săptămâna viitoare. Seară bună tuturor!